Am revenit. Voivodina Westy, frizerie canină, Westy, București. Stai. Bun, cățelul este periat, uscat. Deja vedeți că, nu știu dacă se vede, arată foarte bine. Ultima parte. Și cea mai importantă, finisajele. Să-i dăm bătaie. Bravo, poquito. Me da vuelta acá. Am găsit un câț, dar îl rezolvăm. Bravo, măi copilă! Bravo, copilă! Foarte frumos! Foarte frumos! Acum, pe piciorușe, să-l facem mai scurt pentru că așa se dorește. Ceea ce ia un pic din frumusețe a toaletajului, dar dacă mama lui așa vrea, s-ar face. Stai bine. Ușor, da, 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 da. Bravo, tata, bravo, 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 stai, 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 stai. Stai de tu. Stai de tu. Aici la spate creăm niște angulații din păr, din volumul părului, niște unghiuri frumoase. Așa, stai un pic, 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 bravo, mă, tata, mă, bun. Și acum, avem o operație de făcut. Bravo, mai bun. Am ieșit. Bravo, bravo, bravo. Bun, bun, bun. Strângem părul, l-aruncăm. Sunt 4, 9, 10, 10.
Și perfect. Foarte frumos cățel, minunat. Nu știu dacă vedeți cât de bine arată blana. Cum am spus, lăbuțele le fac un pic mai pe scurt, pentru că așa se dorește. Dar nu e o problemă până la urmă, nu mai Anton? Tata, nu mă tata? Știe tata că tu ești un băiat deosebit, știe tata, de-aia te iubește tata. Da? Zona asta o curățăm foarte bine, din foarfecă, aici. Zona inghinală, perianală, pardon, scuzeți. Zona inghinală am curățat. Sau zona sanitară, foarte mai zice. Cum v-am spus, vă rog, abonați-vă, că așa este frumos. Că eu muncesc, fac filmări, postez, dau de mânuțe și vreau să am și o feedback-ul corespunzător. Vedeți că astăzi nu mai ascultăm muzică. Astăzi facem sesiune, seminar. Bun, parcă că de filat. Asta e poate că de filat pentru cine nu știe. Adică filăm părul. Părul lan. Părul. Iubitul. Și mai intrăm un pic. Și rotunjim lobuțele. Ca să arate bine. Bravo, puiule! Bravo, cocoșul meu! Unde ești, tată? Scula asta, de filat, am cumpărat-o de la profesorul meu. De fapt, fostul profesor, că nu mai e profesorul meu. Am terminat de ceva ani școala de frizerie de la Sasha Ris. Și mai chiar. Văd cum scrie. Adică artist, nu știu, artist. E artist, nene. Și ești mai chiar. Și excroc. Știe tata ce vă zice. Și un pic excroc. Da, nu mai contează. El s-a merge înainte, cu el sau fără el. Și dacă nu era el, era altul. Important e ce am făcut noi după. Cât de ambițioși am făcut. Noi cei care am terminat promoția respectivă. Acum, stai. 2012. Foarte greu să continui, că îți trebuie. Primul rând, voință. Hai? Voință, stai tu. Deci acum se dă un volum la piept, pe piept. Vedeți, noi de fapt i-am lăsat păr aici, nu e la piele. E un pic cam dificil să toaletez pentru că nu vreau să obturez camera. Și mă rog,
Hai să o mai oprim și mai dăm un...